După succesul înregistrat cu ultimul proces în care angajații DGASPC, membrii de sindicat, au obținut un procent de 50-75% privind acordarea de sporuri deosebit de periculoase, Sindicatul Salariaților din această instituție a deschis un nou proces. De această dată ei solicită acordarea de un spor de condiții periculoase care se încadrează între 25% și 50%. Dacă ar fi să dezvoltăm pe plan local, M-aș opri în primul rând la două sindicate care sunt foarte apropiat de ele și aici parcă niciodată nu se termină problemele. Și vorbim despre Direcția Generală de Protecția Copilului, DGASPC Maramureș. Membrii cartelului Alfa Maramureș au demonstrat prin atâtea procese câștigate că și cu oameni puțini pot întreprinde acțiuni pentru a destabiliza guvernarea care se eschivează de la dialogul social. Cartelul Alfa a dovedit că și cu oameni puțini putem să avem acțiuni care să destabilizeze un pic guvernarea aceasta care face mimarea dialogului social. Reprezentanții sindicatului sunt convinși că și de această dată vor avea sorți de izbândă, iar instanța le va aproba doleanțele cerute prin lege.